Oh, s-a născut Mesia, lăudat să fie Domnul. Dragilor, am avut o dimineață extraordinară. Din cuvântul lui Dumnezeu, nu știu voi, dar eu m-am simțit efectiv operat pe inimă de cuvântul lui Dumnezeu. Operat la nivel de minte, la nivel de cuget, Duhul Sfânt m-a convins că n-am nicio altă șansă decât să-L urmez pe Cel care este lumina lumii. Amin? Și Domnul Hristos spunea, și vreau doar să facem o mică recapitulare, cine mă va urma pe mine nu va umbla în întu, aleluia, ci va avea lumina vieții, lăudat să fie Domnul. Îți dai seama ce lumina vieții, dragul meu, nu se găsește la mall, nu se găsește la guvern, nu se găsește la Bruxelles, nu se găsește la Washington, nu la Berlin, nu la Moscova, ci la Iisus Hristos, aleluia! Doar El are lumina, lăudat să fie numele. În seara asta vreau să merg pe aceeași idee, pentru că am vorbit despre lumină, de a fi lumină. Noi suntem chemați nu să facem lumină, ci să fim lumină, mare diferență. Amin? Eu nu sunt chemat să mă prefac, să mă chinui să fiu soț, sunt chemat să fiu soț. Amin? Nu sunt chemat să mă prefac că sunt predicator, sunt chemat să fiu predicator, pentru că ceea ce ești, aceea transmiți. Amin? Domnul Hristos spunea atunci când a fost ispitit în Luca capitolul 4 de diavolul și a zis, dacă te vei închina mie, uite-te, îți voi da toate aceste bogății. Domnul vine cu un răspuns din care putem trage un principiu. Domnului Dumnezeului tău să îi te închini și numai lui să îi slu. Închinarea, vezi tu, are de-a face cu cine suntem. Slujirea are de-a face cu ce facem. Prea mult noi ne uităm la ce facem, dar ce facem curge din ce suntem. Dacă tu ești un închinător, slujirea va curge de la sine. Amin? Relația cu Dumnezeu e prioritară. Vezi tu, nu poate să existe această slujire orizontală dacă nu ai acea închinare pe verticală. Asta e crucea. Întâi El și după aia aproapele nostru. Amin? Dragul meu, vreau să continui pe aceeași idee. Și vreau să dezvoltăm, să aduncim un pic lucrurile. Eu predică destul de lungă, de asta vreau ca să spui centura de siguranță, să tenăm cu ajutorul Domnului și a Duhului Sfânt până la 7:30. Dar vreau ca să îți lași mintea să lucrezi cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu sta pur și simplu pe scaun, te-ai pus frumos și când predicatorul începe, doar dai din cap în semn de amin, dar tu ești departe. Ești la ceaiul de după, la ciocolata caldă de jos. Nu știu dacă e în seara asta, este? Este. Dragul meu, dar aș vrea să-ți spun o întrebare la care încercăm să răspundem în seara asta prin cuvântul lui Dumnezeu. Cum poți să fii sigur că ești al Domnului Hristos? Eu am călătorit în țara asta și în lumea asta destul de mult și cunosc plaiurile astea românești. Fiind născut la Moldova, apoi am stat în Oltenia, am stat în Muntenia, am stat în Maramureș, am stat în Banat, stau în Bihor. Cunosc țara asta destul de bine și dacă întrebi pe cineva pe stradă, crezi în Dumnezeu, ai cele mai mari șanse, 99% șanse să ți se spune, da, cred. Dar dacă mergi la următoarea întrebare mai specifică și mai directă, ești tu al Domnului Hristos, acolo ți se va răspunde, numai Dumnezeu știe, Maică. El le știe pe toate. Sunt unii care cred că sunt ai Domnului și nu sunt, Biblia vorbește despre ei. Iată o stare de fapt ciudată în biserica din Efes și Filadelfia din Apocalipsa. Apocalipsa 2:2 și Apocalipsa 3:9, te rog, pregătește-mi. Apocalipsa 2:2. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi. Că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Iată, dragul meu, că există oameni care zic că sunt ai Domnului, zic că sunt creștini, zic că sunt pocăiți. Dar când i-ai testat, când i-ai pus la test, doar zic. Ei nu sunt. Nu uitați, ideea de dimineață, noi suntem chemați să fim lumină. Nu să facem lumină, pentru că dacă ești, cu siguranță vei lumina. Ăștia ce zic? Ei doar zic că sunt, profesează, adică mărturisesc. Eu sunt al Domnului Hristos. Dar cu faptele lor, spune Petru, îi tăgăduiesc puterea și numele. Și din pricina lor, calea adevărului este vorbită de rău. Apocalipsa 3:9. Iată că îți dau dintre cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic, din nou zic, ei zic, că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale să știe că te-am iubit.
Vezi, există o categorie pe planeta asta românească de oameni și pe planetar, așa, la nivel de lume. Se spune că în America, undeva la 60 de milioane de locuitori, peste 60 de milioane, între 60 și 80, mărturisesc că sunt creștini practicanți. Realitatea însă e cu totul alta. Pentru că în mintea lor, creștin practicant înseamnă să vii o dată pe săptămână la biserică, să participi la toate sărbătorile, să-ți dai 10 lei cu credincioșie și cam atât. În rest îți vezi de viață. Dragul meu, Domnul nu vrea doar să zici, Domnul vrea să fii. Amin? Domnul vrea să fii. Matei 7, de la 21 la 27, spune acolo, nu, orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Wow, ce dur verset. Ci cine va intra? Cel ce... Citi mai tare, cel ce... Cel ce face voia Tatălui care este în ceruri. Iată că nu e o problemă de zicere, e o problemă de facere. Dacă ești, următorul pas este să practici voia Tatălui din ceruri. Amin? Glorie lui Dumnezeu! Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, în numele Tău. Am folosit numele lui Iisus, frate, Sani. N-am scos noi draci în numele Tău. N-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, nici odată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de legea. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Dragul meu, noi nu suntem chemați doar să zicem, suntem chemați să fim cu adevărat fiii lui și copiii lui Dumnezeu. Dar cum putem ști sigur? Pentru că sunt convins că și tu te-ai întrebat de multe ori, sunt oare mântuit, sunt copilul Domnului, odată parcă aș fi, odată parcă n-aș fi, odată parcă îl mărturisesc, odată parcă îl tăgăduiesc, odată se vede lumina, odată parcă iar se vede întunericul. Există oare niște măsurători, niște barometre? Biblia ne ajută și de această dată. Există trei. Primul test este credința în Iisus Hristos. Acum ai putea spune foarte simplu, cred în Iisus Hristos. Întrebarea este în care Hristos crezi. Pentru că în lume au ieșit mulți proroși mincinoși și vor ieși mulți Hristoși mincinoși. Biblia spune într-adevăr, în Ioan 3, de la 17 la 18, Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu credea și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. E așa ușor să spui, cred în Iisus Hristos. În care dintre ei crezi? Că sunt atâți de mulți Hristoși mincinoși pe planetă în momentul ăsta. Întrebarea e nu dacă crezi, întrebarea este în care dintre ei crezi. Pericolul este că putem lua așa ușor această afirmație și să o facem mecanic, dar dacă analizăm credința noastră, este autentică sau reală, trebuie să mergem la următorul pas. Și următorul pas este, cred în Hristos, dar în care Hristos cred. De ce? Pentru că Biblia spune, cum spune și Apostolul Pavel, în 2 Corinteni 11 cu 4, un adevăr. Dacă vine cineva să propovăduiască un alt Iisus, 2 Corinteni 11 cu 4, pe care noi nu l-am propovăduit. Vreau să vă întreb, sunt Hristoși propovăduiți acum care Biblia nu-i va propovăduit? Da sau nu? Da? Eu am întâlnit foarte multe forme a lui Hristos, o să vă vorbesc imediat despre ele. Zice Pavel, care noi nu l-am propovăduit, sau dacă e vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie pe care n-ați primit-o, cum îl îngăduiți de bine? Galateni 1, de la 6 la 9. Galateni 1, de la 6 la 9. Mă mir că treceți așa repede. De la Cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Iată că se poate, Pavel Apostolul s-a adresat bisericilor creștine. Este foarte ușor să fim înșelați, oameni buni. Să stăm 100 de ani într-o biserică și la capăt, când ajungi la poarta cerului, să-ți zică, stop! Ai crezut în Evanghelia greșită. De asta, astăzi suntem aici ca să vedem care este adevărata Evanghelie și adevăratul Hristos în care să credem, să fim siguri că suntem mântuiți și suntem ai Lui. Amin? Continuă Apostolul. Nu doar că este o altă Evanghelie, dar sunt oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos.
Dar chiar, citim împreună, dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Cum am mai spus, o spun și acum, dacă vă propovăduiește sau vă proclamă cineva o altă evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatemă. De ce avertismentul apostolului Pavel? Atâta de intransigent și dur și clar. De ce? Pentru că prin Duhul Sfânt Pavel știa că vor veni vremuri și au venit chiar atunci, lângă ei vremurile, când au apărut învățăturile nicolaieților, învățăturile lui Balaam, învățătura Izabelei, care nu erau vechi, erau noi, diavoloare, acelea strategii. Și, dragilor, sunt aceleași și azi. Una dintre învățăturile sau evangheliile false este aceea că dacă tu te-ai întors la Hristos, odată iertat ești pentru totdeauna iertat și nu mai trebuie să-ți ceri iertare. Ba mai mult, nu mai contează ce faci de amul încolo. Poți să păcătuiești, treci cum vrei, că oricum ajungi în ceruri. Iată o evanghelie falsă. O altă evanghelie falsă este cea care Pavel s-a lovit de ea în biserica din Galatia. Credem în Hristos, primim harul lui, dar la biserica noastră pentibaptistă românească, că noi mai facem și asta, ca să fii mântuit trebuie să te îmbraci așa, să faci așa, să faci aia, să ții aia, să ții aia, să ții aia și o listă lungă ce amesteci harul cu legea. Pavel spune, dacă faceți asta, ați căzut din har. De ce avertismentul lui Pavel? Pentru că există multe variante a lui Hristos și aș vrea să menționez doar câteva. Hristos Guru. Am întâlnit oameni mulți care sunt foarte, cum să zic, pun atrași de imaginea asta lui Hristos ca un guru și îl pun acolo ca un fel de învățător. O, da, eu cred în Hristos, îmi zicea cineva. Dar eu cred și în Confucius. Dar eu cred și în Buddha. Iisus Hristos este în panoplia învățătorilor mei preferați. E un fel de guru care îmi conduce viața. Da, învățăturile lui Hristos sunt bune. Dragul meu, Hristos nu poate fi pus lângă nici un alt învățător care a fost, este și va fi. El este unicul Fiul al lui Dumnezeu. Amin? Vezi tu, învățătura asta, Hristos Guru, după aia este Hristos Eliberatorul Social, care e foarte popular în America de Sud. Păi acum punem mâna pe arme și facem dreptate, hai să înrăsturnăm guvernul, a ajuns și pe la noi, mergem în piața universității, dăm guvernul jos, noi facem dreptate socială, Iisus e cu noi, haleluia! Nu știu unde au citit oamenii ăștia, ați văzut cumva prin Evanghelie, apostolii au făcut revoluții să-l dea pe Cezar jos? Vedeți, o altă evanghelie falsă, evanghelia asta, implicarea socială e bună. Dacă în tot ce faci este social, fără Hristos, mi-aduc aminte odată cineva dezvoltat vreo 7-8 lucrări sociale, era un copil care credea în Dumnezeu, un om care credea în Dumnezeu și la un moment dat a venit un pastor în vizită și s-au prezentat lucrările sociale, uite aici lucrăm cu bătrâni, aici lucrăm cu bolnavi, aici lucrăm cu... învățăm să coase, aici învățăm să cu mașinile alea de cusul, nu știu cum mi se spune, croitorie, aici învățăm cu dalta și la sfârșit ăsta aici, eu vreau să vă întreb pe voi ceva. Hristos, unde este în toate lucrurile astea? Păi noi nu vorbim de Hristos, noi venim cu Evanghelia socială. Dragul meu, implicarea socială e bună, dar noi trebuie să-L ducem pe Hristos, amin? O altă Evanghelie falsă e Hristos, binefăcătorul cel bun, care un fel de Moș Crăciun, care El e dator să-ți facă ție bine și că atunci când El nu percutează la momentul în care tu vrei și te rogi, te superi pe El, îi ței jucăreile și pleci acasă. Ați auzit de varianta asta? Păi voi, dacă e Dumnezeu, de ce nu mă ajută? Că m-am rugat! Păi uite, vreau să mă schimb, să lucreze acum, să-mi trimită un înger din cer. Dumnezeu nu este bancomat, nu lucrează când vrei tu și când vreau eu. Dumnezeu este suveran, are timpul Lui. Mai sunt multe variante, încă o altă variantă de Hristos care e pe planeta asta, Dumnezeul prosperității, care îți face toate poftele tale. Tu doar trebuie să, Doamne, vreau așa, îmi spunea cineva odată când aveam un golf. Băi, Sani, tu știi cât de mare e Dumnezeu? Tu ai auzit că dacă tu proclami astăzi peste golful tău Porsche, mâine vei avea un Porsche? Hristosul poftelor, care îți împlinește toate poftele, Moș Crăciun, care te bate pe umăr și zici, stai liniștit că bine ar fi. Lasă că mere și așa. Hristos însuși ne-a avertizat că în vremurile din urmă, dragii mei, vor veni Hristos mincinoși.
Și Biblia spune în 1 Ioan 2 de la 18 la 19 cu 21, sper că vă interesează cuvântul lui Dumnezeu în seara asta, pentru că pe mine sincer mă provoacă. Copilașilor este ceasul de pe urmă. 1 Ioan 2, 18 până la 21, cred. După cum ați auzit că are să vină anticristul, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Vedeți că Biblia face clară diferența. Există un anticrist la final, dar până atunci o să fie mulți anticriști, cum au și fost în istorie. Spre exemplu, Nero, împăratul Nero, care a fost cel mai rău împărat din toți împărații Romei, a fost un om care a lăsat Duhul lui Anticrist să lucreze prin el. Da, Hitler la fel, Stalin la fel și așa mai departe, dictatorii Mao Zedong și la. Până în zilele noastre, Holocaustul a fost mâna Duhului lui Anticrist. Dar nu e Anticristul însuși, și ăla va veni. De aia spune că mulți Hristoși mincinoși, mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că e ceasul de pe urmă, că se înmulțesc, spune Ioan. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ei noștri, căci dacă ar fi fost dintre ei noștri, ar fi rămas cu noi. Și au ieșit să se arate că nu toți sunt dintre ei noștri. V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoaște și nicio minciună nu vine din adevăr. 1 Ioan 1, de la 1 la 4. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit, ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am mărturisit despre ea și vă vestim viață veșnică, viața care era la Tatăl și ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut, ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Dragul meu, credința noastră nu se bazează pe închipuiri, ci pe dovezi temenice ale apostolilor la prima mână, amin, amin, oameni care l-au văzut, care l-au pipăit, care au fost cu el, care au gustat și au umblat cu el, pe de altă parte și dovezi istorice. De ce merg în direcția asta? Pentru că noi ca și creștini trebuie să fim în stare să înțelegem că avem o credință bazată nu numai pe dovezi istorice, dar și rațională, și bazată pe dovezi istorice, și pe dovezi apostolice, și pe cartea asta care se numește Scriptura, Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu. Îmi place de Apostolul Pavel cum spune în 1 Corinteni 2 de la 4 la 5, și învățătura și propovăduirea mea nu stau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Credința noastră, cum spuneam, nu se bazează pe închipuiri, ci pe dovezi apostolice, dovezi istorice, amănunțite ale vremii, pentru că nu s-au petrecut într-un colț al Imperiului Roman. Noi avem date concrete sub cine s-a petrecut. Pilat din Pont, da? Cu Irinius, a fost a doua oară când era în Siria, era guvernator, puteți verifica în istorie. Sunt lucruri verificabile. Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ, este o persoană istorică, dovedită de istorie. Vreau să știi data viitoare când te întreabă cineva, omule, în cine crezi? Eu cred în Hristosul biblic pe care Biblia îl vestește, care a venit, a fost prorocit, s-a născut din fecioară, a trăit, s-a dat pe sine jertfă prin Duhul cel veșnic, a murit, a treia zi după Scriptură a înviat. E foarte important, credeți că sunt lucruri mici astea, dar sunt foarte importante. Am stat cu mulți oameni de vorbă și când i-am spus în ce Hristos crede și l-am întrebat, n-a știut să-mi spună. Mi-a spus unul, măi omule, suntem în secolul 21, cum să mai cred în nașterea din fecioară? Eu cred în Hristos, dar nu în nașterea din fecioară. Ce ai? Suntem oameni deștepți, logici. Și am spus, dragul meu, nu crezi atunci în Hristosul biblic. Tu ai o variantă a lui Hristos, dar nu Hristosul biblic. În seara asta vreau să te provoc. Dacă vrei să verifici dacă ești al Domnului, trebuie să crezi în Hristosul pe care Biblia îl vestește. Lăuda să fie Domnul. Îmi place de Iuda. Iuda, unul din apostoli, Iuda 1, de la 3 la 4, prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit sau călăuzit sau împins, cum spune Pavel, să vă scriu să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna.
că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Sunt mulți oameni în sfera ortodoxă care sunt înșelați. Eu am fost acolo. Când am dat de versetul, cine are pe fiul are viața, cine n-are pe fiul are viața, și m-am dus și am întrebat pe cineva cu o haină deosebită, mi-a spus: nu, trebuie să crezi în Maica Sfântă, în Muma Sfântă și va fi de ajuns. Păi zic, cum să cred în Muma Sfântă, că aici îmi spune să cred în Fiul lui Dumnezeu? Trebuie să crezi în Sfântul Anton, în Sfântul Ioan, în Sfântul Apostol Pavel, să crezi în Sfântul Gavril, să... dar cum să cred în ei, că aici îmi spune cine are pe Fiul? Dragul meu, nu sunt mânios, vreau doar să-ți înscrii în mintea ta că fără Fiul n-avem viață. Nu există un milion de variante de Hristoși. Există un Hristos adevărat, biblic, dovedit în Scripturi. Restul sunt falși. Ai grijă în ce Hristos crezi. Eu vă spun sincer, credeam că-s credincios până în 16 ani jumătate. Dar din pricina mea, numele Domnului era vorbit de rău. Cum spune aici Iuda, schimbam în desfrânare harul lui Dumnezeu și sunt mulți care beneficiază de har și continuă o viață de păcat și calcă harul în picioare. Și zice, lasă că mă iartă Domnul, că mă pochesc mâine. Tăgăduiesc pe singurul nostru, atenție, adresarea, singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. V-aș pune câteva lucruri în plus, dar cred că v-aș șoca. Știți că am întâlnit oameni care spuneau pocăiții când i-am spus că Iisus Hristos este stăpânul și Domnul, adică Dumnezeu. Avea probleme, i s-au început să-i să... Stai puțin, nu, Dumnezeu e Tatăl, Iisus nu-i Dumnezeu. Zic, de unde ai luat învățătura asta? De la Martorii lui Jehova, cumva? Dragul meu, Hristos e Dumnezeu. Îi spune Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iisus e de o natură cu Tatăl. Cu toate că era egal, n-a pus El egal, dar era egal în Dumnezeire, dragul meu. Înțelege că există un Hristos biblic în care suntem chemați să credem. Vreau să te întreb din nou, crezi în Domnul Iisus Hristos? În care dintre ei crezi? În cel biblic, haideți să credem, haideți să... Și vreau să vă dau o provocare de sărbători. Suntem aici o mână de oameni bună în seara asta. Haideți să căutăm toate pasajele unde vorbesc despre Hristos ca Domn. Voi știți ce am făcut eu în primele două luni când m-am întors la Domnul? Am fost bătut de toți martorii lui Jehova din oraș, de-mi venea să... Știam că nu mă mai pot bate, că dacă eram cu două luni înainte, sigur luau bătaie. Acum eram întors la Domnul și îmi țineam mâinile buzunar. Mă băteau ăștia la zero. Nu știam să le dovedesc din Scripturi că Iisus e Hristosul. Și ce am făcut? Am luat Scriptura de 27 de ori Noul Testament, la cap la cap, cu pixul roșu, și am subliniat peste tot pe unde am găsit Iisus Hristos e Domnul. M-am ridicat și am strigat, Iisus Hristos e Domnul! Zic, e atât de clar că Tu ești Dumnezeu ca soarele pe cer. Și m-am dus prin oraș să-i caut. De ce? Pentru că în sfârșit eram pregătit să-L dovedesc pe Hristosul biblic. Cei mai mulți dintre noi, să știți, că am fi bătuți ușor de martorii lui Jehova, vă spun sincer. Nu suntem pregătiți. Știți de ce? Pentru că nu cunoaștem nici Scripturile și nici puterea lor. De asta provocarea care vă dau pentru sărbătorile astea, luați un pix roșu, măcar de gura lui Sani Tran, că mergeți acasă și în fiecare zi du-te pe paginile Noului Testament și subliniază peste tot unde vezi despre Iisus Hristos și o să ajungi la o singură concluzie la sfârșit. Domnul meu și Dumnezeul meu. Pavel îl numește a singurului stăpân și Dumnezeu. A singurului stăpân și Dumnezeu. Iuda îi spune stăpânul și Domnul. Petru îi spune, l-au lepădat pe stăpânul și Domnul care i-a salvat. Dragul meu, Dumnezeul nostru se numește Iisus Hristos, are un nume. Vezi tu, eu când m-am întors din ortodoxie, n-aveam probleme cu Dumnezeu, credeam, problema mea era cu Iisus. Când mi s-a spus că Iisus e Dumnezeu, am început să mi se aprindă becurile în cap. Eram ceva, nu s-a întâmplat bine acolo în capul meu. De asta vreau ca să te provoc să-ți dai acest prim test. Dacă vrei să știi că ești al lui, du-te și studiază-l. Înțelege cine este, crede în el, crede în Hristosul biblic, aderă la paginile Sfintelor Scripturi. Nu-l mai cunoaște pe Hristos din povești și de pe YouTube. Lasă că bine a fi, că Domnul va face așa, e serios, unde ai găsit-o în Scriptură?
Am auzit-o la o predică la cineva. Vedeți că există multe evanghelii false și multe duhuri false care umblă acum. Cineva la un moment dat a zis că lui a spus Duhul Sfânt să facă o anumită lucrare care nu era după voia lui Dumnezeu și nu era pe paginile Sfintei Scripturi. Altcineva i-a spus un nu știu care duh să-și lase familia și să ducă să-și creeze o nouă familie. Dragul meu, sunt multe variante, de asta noi trebuie să ne întoarcem la Sfânta Scriptură. Iubiți cuvântul lui Dumnezeu, oameni buni. Eu vă spun sincer, fără cartea asta eu aș fi pierdut. Asta e busola și standardul vieții mele și mă rog să fie și al vostru. Al doilea test este testul Duhului Sfânt în viața noastră. Biblia spune în Romani 8, de la 5 pe la 17, spune acolo și voi, Romani 8, 15, 17, și voi n-ați primit un duh de robie, ca să mai aveți? Atunci de ce mulți trăim încă în frică? De ce mulți încă trăim în frică? Acum iar e frica asta că vine alt val de COVID și alt val, vai, vine valul. Dar când vrăjmașul năvălește ca un val, Duhul Domnului îl pune pe fugă. Și ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Și aici vreau să ajung, însuși Duhul adeverește împreună cu noi că suntem copii ai lui Dumnezeu. Dragul meu, al doilea test este că Duhul Sfânt care ți-l-a dat Dumnezeu la nașterea din nou, adeverește în tine că ești copilul lui Dumnezeu. Eu am auzit Duhul Sfânt în mine când m-am întors și m-am pocăit. Am început să am dorința de a striga către Tatăl din ceruri și să-i spun Tată. Până atunci n-am avut dorința aia. În sfârșit am înțeles că am un tată, am o nouă apartenență, am o nouă identitate, sunt înfiat într-o nouă familie. Însuși Duhul adeverește, citim împreună, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Vezi tu, pe lângă faptul că trebuie să te asiguri că credința ta e o credință biblică în Hristosul biblic, al doilea test este că Duhul adeverește în tine. Uită-te la ce adeverește, la mărturisirea Duhului Sfânt în viața ta. Tu trebuie să fii conștient și sigur că ești copilul lui Dumnezeu. Nu poți merge o zi, bă, parcă simt, altă zi, parcă nu simt. Eu știu 100% că numele meu e scris în cartea vieții și nu din aroganță, ci pentru că am aderat și cred în Iisus Hristos, Domnul Bibliei, și El spune că îți scrie numele în cartea vieții, dacă tu crezi în El și te întorci la El și îl urmezi pe El. Dacă suntem copii, suntem și moștenitori, aleluia, moștenitori ai lui Dumnezeu, Doamne, câtă bătălie în România pe moșteniri. Dar ce ziceți, nu-i mai bine să fii moștenitori al lui Dumnezeu? Vreau să vă întreb, cam cât deține Dumnezeu așa, cam ce e al lui Dumnezeu? Tot. Nu-i fain că Domnul să împartă totul cu noi? Mie îmi place asta. Împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, vedeți condiția? Ca să fim și proslăviți împreună cu El. Vezi tu, aici este o dovadă pe care Duhul Sfânt o dă în tine. Pentru că o să vină multe voci care o să te zguduie. Tu întotdeauna trebuie să te uiți la mărturia Duhului din tine, care El s-o dă prin cuvânt. Da, sunt copil de Dumnezeu. El mărturisește, să știi, în tine. El mărturisește. Odată stăteam de vorbă și a venit cineva într-un lanț de rugăciune. Și mă duc înspre cineva să mă rog. Și am vrut să-i zic, pacea Domnului, frate. Și în timp ce mă îndreptam spre el, aud o voce care îmi spune, nu este al meu. Și zic, măi, poate am auzit greșit. Nu vreau să-l ofensez pe om, pentru că a venit la biserică, e într-un lanț de rugăciune. Hai să ne rugăm pentru el. Și pun câteva întrebări ajutătoare. Pace, cum te cheamă? Mă cheamă Gigi. Câți ani ai? Am atâția. Ai mai fost la biserică? Nu, dar e prima oară. Opa. Ai făcut vreun legământ cu Domnul? Nu. Vezi tu, Duhul mărturisește. Îți dă îndemnuri. Amin. Duhul îți dă îndemnuri. 2 Corinteni 1 de la 21 la 22, vedeți ce spune? Și cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. V-ați gândit vreodată că sunteți pecetluiți? V-am povestit odată de unul din colegii, din prietenii care vin aici la Betania, să spune că odată a fost undeva într-o țară și la un moment dat și pe acolo sunt vrăjitoare ca și pe aici, a venit una, hei sir, lasă-mă să-ți spun viitorul. Și când ăsta s-a întors să se uite la ea, a zis, oh,
ție nu poți zice că ești din ceata celui răstignit. De ce? Pentru că a văzut pecetea peste el, tu știi că diavolul știe. Păi, păi Hristos îl știu, pe Pavel îl cu nost. Are pecetea. Îmi place Efeseni 1 de la 13 la 16. Și voi, și voi. Vedeți că e la plural aici, noi ca biserică. După ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el, ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus, care este în voi, și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Al doilea test este ăsta. Trebuie să ai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să fie al lui. Biblia spune, cine n-are Duhul Lui, nu este al Lui. Duhul te naște din nou. Duhul te face fiu, îți dă fierea la Tatăl. Duhul te face părtaș naturii sfinte a Tatălui din ceruri. Duhul, El ne-a trimis în inimă Duhului cel Sfânt. De asta, data viitoare, când mai vine unul și te zguduie și îți clatină credința, du-te și zi, măi, zici ce ai de spus, eu cred în Hristosul biblic, eu știu ce îmi spune Sfânta Scriptură și asta e cartea lui Dumnezeu de sorginte cerească, scrisă de cine? De oameni mânați de Duhul Sfânt. Așa că credința mea nu se bizuie pe părerile tale sau ale mele, se bizuie pe ceva mai trainic, pe stânca de veacuri, pe stânca lui Dumnezeu, ba mai mult, am mărturia Duhului în mine că sunt al Lui. Eu vreau să te întreb, Eugen, uite, fiul tău, m-am întâlnit azi cu el la Lidl, e băiat drăguț, era cu cineva, cu domnișoară, luau lapte pentru cafea. M-am uitat la el și dacă l-aș întreba acum, ești convins că ești fiul lor? N-aude, să audă până acolo în colțul ăla, ridică-te în picioare și spune, da, sunt. Cine-s părinții tăi? Poți să iei loc, mulțumesc. E un băiat extraordinar, o să ajungă predicator, Doamne, amin. Dragul meu, când mă uit la păstorul Tibi și mă uit la fratele Teo, imediat, egal. Se vede când semeni pe tata. Duhul Sfânt te duce în asemănare cu Domnul Iisus Hristos, începi să semeni cu Fiul lui Dumnezeu și ai mărturie. Tu nu trebuie să te întrebi în fiecare zi, Doamne, oare sunt al Lui sau nu sunt al Lui? Eu cunosc oameni care pe unde călătoresc, aproape la fiecare serviciu ies în față, frate, sunt destul roșii pentru că nu mai sunt, cred că mi-am pierdut mântuirea. Băi, e posibil să-ți o pierzi dacă o lepezi. Dar mântuirea nu se pierde așa ușor cum crezi tu, dar dacă tu vrei să o pierzi, se poate, însă nu trebuie să stai toată ziua să te întrebi, sunt al Domnului, nu sunt al Domnului, sunt al Domnului, să trăiești într-o întunecime a diavolului. Dragul meu, Duhul Sfânt mărturisește în tine. Amin? Mărturisește, eu sunt convins 100% că dacă îngăduie Domnul să mă ia astăzi la ceruri, sper să nu, că aș mai vrea să rămân să mai slujesc Domnului, eu merg în cer, dar nu bazat pe meritele mele și pe ce am făcut, ci pentru că sunt al Lui. Era un tânăr odată și plângea în fața la o rugăciune și l-am întrebat, de ce vrei să te ajute Dumnezeu? Și știi ce mi-a spus? Nu că sunt tânăr, nu că sunt frumos, nu că sunt deștept, nu că sunt pastor, nu că mi-a spus să mă ajute pentru că sunt al Lui și El e Tatăl. Duhul depune mărturie în tine. Amin? Aleluia! Și tot Duhul te va ajuta să testezi alte duhuri. Fii atent la mărturia Duhului. De multe ori trec săptămâni și uităm că Duhul Sfânt e în noi. Și îți dă Duhul Sfânt câte o călăuzire și tu nici nu iei în seamă. Dragul meu, credință în Hristosul biblic, mărturia Duhului Sfânt în noi, ba mai mult spune Scriptura în Romani cu 14 că și toți cei care sunt călăuziți de Duhul Lui Dumnezeu, că există și Duhul Lumii acesteia, sunt fii ai Lui Dumnezeu. Vreau să te întreb, cum stai la nivel de călăuzire, la partea de călăuzire? Hai să vă întreb altceva mai practic, acum și sincer. Ați auzit în ultima săptămână pe Duhul Sfânt că vorbește cu voi? Că Dumnezeu că vorbește cu voi? În lucruri personale, El vorbește și în lucruri personale. Vezi că ești la al treilea pahar de cola.
Așa mi se ducea mâna astăzi din nou spre sticla de cola și odată aud o voce: Ușurel, fiule, are prea mult zahăr pentru tine. Și așa mi s-o tras înapoi și când am fost întrebat, mai vrei? Era un predicator faimos la un moment dat și îi plăcea mult ciocolata, spunea că mânca și cu o tabletă de aia de ciocolată și cunosc oamenii o tabletă de ciocolată mare, așa mănâncă pe zi. Și la un moment dat Domnul îi spune, zice, Doamne, ce crezi că mai trebuie să schimb la mine? Și Duhul Sfânt îi spune, mănânci cam multă ciocolată. Nu știu dacă știți, dar eu când am luat permisul, am fost foarte vitezoman. Era să sar de pe un pod, era să intru sub un tir. Știți cum e când îți iei permisul, ești foarte exagerat, dintr-o extremă în alta. Și la un moment dat, pe o autostradă, aud o voce blândă, fiule, mă iubești tu pe mine? Și eu ca Petru, Doamne, știi că te iubesc. Chiar mă iubești? Doamne, cum să nu... Chiar mă iubești? Doamne, dar știi că te iubesc! Păi nu mi-ai zis tu că vrei să mă slujești pentru multă vreme pe pământ și să predici cuvântul meu, să duci vestea bună? E, dacă continui la nivelul ăsta de viteză, probabil ne vedem mai devreme decât ne-am planificat. Și în ziua aia, dragii mei, am renunțat la adrenalina pentru viteză. Sunt un șofer plictisitor, credeți-mă. Credeți-mă. Mai sunt momente, dar 90% din timp și călătoresc mult, adică eu fac cu ajutorul Domnului, îmi făceam undeva la 90-100 de mii pe an, acum undeva la 60 de mii, este foarte mult. Și sunt un șofer plictisitor, mă claxonează mult, mă ocolesc mult, sunt ultimul în coloană de multe ori. De ce? Pentru că am înțeles îndemnul Duhului pentru mine. Ia-o ușurel, l-a condus fie ardelean. Molcom, amin! Dragii mei, mai e un test. Primul care a fost? Credința? Ce credință? Care credință? În ce? În care Hristos? În Hristosul biblic, amin? Persoana istorică de care vorbește Biblia, apostolii și de care vorbesc istoricii. Doi este mărturia interioară a Duhului. Duhul Sfânt este în noi. Duhul Sfânt este în noi. Al treilea test este iubirea de frați. Aș vrea să vă citesc 1 Ioan 3 de la 14 la 16. Deschideți-vă bine mintea, dragii mei. Hai să ne deschidem bine mintea, să absorbim cuvântul Domnului, să-L primim. Ia uitați ce spune aici. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe... Cine nu iubește pe fratele său rămâne în... Deci de câte ori nu iubești, rămâi unde? În moarte. Viața nu se activează în tine, este disponibilă. Domnul Hristos și-a terminat lucrarea la cruce, e provizie acolo, dar nu se activează în tine puterea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că tu refuzi să iubești, să-L reprezinți pe El. Oricine urăște pe fratele său este un... Wow, dure cuvinte. Vreau să te întreb, în ultima săptămână ai avut așa... S-a venit diavolul și ți-a zis, dar tu ai dreptate. Mai bine ții la dreptatea ta. Tu ești cel care dă soluțiile soluționării. Lasă-L pe Dumnezeu, ia dreptatea în mâinile tale. Eu odată am vrut să mă răzbun pe cineva când eram încă la începutul credinței mele. V-am povestit povestea, o profesoară care m-a lăsat coregent la toate trimestrele, cu toate că nu meritam. Alții copiau de la mine și treceau clasa. Și mi-a venit un gând, zic, răzbunare. Dar înainte de asta deschid Scripturile. Eu eram nou la credință și deschid Noul Testament, albastru și șoc. Nu vă răzbunați singuri. Lăsați loc mâniei lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, iubește-o. Noi am cunoscut dragostea Lui prin acela că El și-a dat viața pentru noi. Deci la ce iubire se așteaptă Dumnezeu? Sacrificii? Ială! Nu din aia care nu te costă nimic. Noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Ioan 15:13, nu e mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Marcu 10:45, căci Fiul Lui n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața. Răscumpărare pentru mulți. 1 Ioan 2:6, unul din versetele mele preferate. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Cum a trăit Iisus? Într-o lepădare de sine totală, cu haina de slujitor pe El, iubind, făcând bine, îl descrie Petru, uns de Dumnezeu, mergea din loc în loc, făcea bine și vindeca bolnavii. Amin? Dragilor, acum la aplicație avem 3 lucruri, sper să mă încadrez în următoarele 3 minute. Dar vreau să te provoc să te asiguri întotdeauna că faci update al credinței tale, nu la părerile personale ale unora pe YouTube,
nu la părerile personale la unora din biserică, ci la părerea Scripturii. Amin? De multe ori începem să ne îndepărtăm de Scriptură, ne ia valul, începem să ne simțim deștepți și începem să credem în filozofii și Hristoși falși. De asta trebuie să facem tot timpul update la Hristosul Sfintei Scripturi. Amin? De asta trebuie să citim Scriptura sau măcar să o ascultăm. Îmi spun unii că n-au timp să o citească, înțeleg asta, știu asta. Puneți, domne, căștile, dă drumul pe, la aplicația aia, Biblia, și o să vezi că o voce o să înceapă să vorbească. Ioan, capitolul 1. La început era cuvântul. Nu o să-ți placă vocea, dar e cuvântul Dumnezeu vorbit. Deci primul lucru care trebuie să-l facem, și vreau să vă citesc și eu Scriptura aici, Coloseni 1,23, negreșit dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care v-a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărui slujitor am fost făcut eu. Cu alte cuvinte, ce vrea Scriptura de la noi? Ce vrea Dumnezeu de la noi? Să ne asigurăm să rămânem întemeiați pe Hristosul biblic, amin? Și să nu ne abatem de la nădejdea Evangheliei propovăduite în Scripturi, amin? Noi, dragilor, nu aderăm la Evanghelia prosperității. Noi știm că Dumnezeu binecuvântează, da? Hai să fim sinceri, nu o să vin toți milionari pe pământul ăsta. Nu aderăm la Evanghelia păcatelor. Ai făcut păcat, dă-i la picioare. Vorbește-l, predică-l de la amvon. Nu aderăm la Evanghelia legii. Noi avem Evanghelia Harului propovăduită de Dumnezeu și Harul adevărat întotdeauna te învață să o rupi cu păgânii. Tate, amin. Asta e primul lucru. Asigură-te, fă update tot timpul. Înnoiește-ți mintea. Vino înapoi la Scriptură. Vino înapoi la Scriptură. Și vă dau un exemplu scurt și o să mă încadrez, o să ieșim, să facem exitul de aici. Am lucrat odată în colaborare cu o biserică și încet a început să fie propovăduit un Hristos doar al minunilor, semnelor și al extremelor. Al manifestărilor. Atât. Dragii mei, după vreo câteva luni de zile, am stat cu Adina de vor și am zis, Adina, ceva nu e ok, parcă nu știu, n-am așa o mărturie a Duhului în mine, nu mai dă mărturie, că ceva e cu învățătura asta. Și Adina și cu mine am zis, hai să ne întoarcem la Noul Testament să-L studiem din nou pe Hristos. Și după câteva săptămâni ne-am dat seama, când am făcut tablou lui Hristos biblic, că tabloul lui Hristos biblic nu semăna deloc cu Hristosul propovăduit în biserica asta, erau doi Hristoși diferiți. Și atunci am făcut update la Hristosul propovăduit în Scripturi. De ce? Pentru că eram să fim gata să fim duși în eroare. De asta spune Scriptura, aveți grijă să nu fiți înșelați. Cum poți să faci asta? Venind tot timpul la Scripturi. Amin? Făcând update. Spune, fă update la Scriptură. Minții tale la Scriptură. Amin? Nu te lăsa de rea. Al doilea lucru, asigură-te că ai mărturia Duhului în tine și că ești călăuzit constant. Și îți mai recitesc o dată capitolul Romane 8, 12 cu 17. Așadar, fraților, să nu datorăm nimic firii pământești ca să mai trăim după îndemnurile ei. Vezi că firea o să-ți dea îndemnuri. Îți dă acum îndemnuri pe scaun firea. Nu-l mai asculta pe ăsta, e plictisitor. Vezi că de când vine în Betania, strigă, vrea să facă nu știu ce pe aici, dă din mâini, dă din picioare, să plimbă, nu stă la amvon. Vorba lui băiatul ăla de la cameră, bă, omule, nu mai pot de mână, mă, la tine, uite, fac, nu mai pot, am făcut mult cu tine, stai și tu într-un loc să te filmezi. Ce cu tine, fac condiție fizică, zic, lasă că și așa ai 50 de ani, te miști, Dumnezeu îți dă exercițiu. Îți zice firea, acum îți dă îndemnuri, dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, rămâi moarte, dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. De ce ai nevoie ca să pui în moarte faptele trupului, îndemnurile firii? De Duhul Sfânt. Căci toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Vreau să te provoc la update constant al minții tale la Scripturi și la călăuzirea Duhului în fiecare zi. Poate să devină o rutină, dar întreabă-L pe Duhul Sfânt. Duhule Sfânt, în lucruri mici și în lucruri mari vreau călăuzirea ta, vreau să fiu dependent de tine, te rog, învață-mă. Am crezut că știu să fac leveșă, dar nu prea. Când mi-ai dat o rețetă, a ieșit și mai bun. Duhule Sfânt, am crezut că știu să fac, să cresc copii, dar nu prea. Când m-ai învățat, tu a ieșit și mai bun copii, amin? Roagă-L pe Duhul Sfânt, slăviți să fie Domnul. Roagă-L pe Duhul Sfânt să te călăuzească în lucruri mici și lucruri mari. Și al treilea lucru, asigură-te că iubești pe cei de lângă tine cu dragostea lui Dumnezeu. Prin aceasta, 1 Ioan 2, de la 3 la 6, prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos. Și adevărul nu este în el, atenție. Deci dacă nu păzești Scriptura,
practic tu te înșeli pe tine, ești un mincinos și adevărul nu este în tine. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Vezi tu că între dragostea lui Dumnezeu și cuvânt este o legătură. Cu cât ai mai mult cuvânt în tine și îl practici, cu atât devii mai matur în iubire, în sacrificiu. Amin? Nu mai e despre tine, e despre alții. Ierți mai ușor, dai drumul la râcă. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. 1 Ioan 9:11, mă apropii de final, cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Dar cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină și în el nu-i niciun prilej de potignire. Cine urăște pe fratele său, spune Ioan, este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge. Ați întâlnit creștini confuși? Știi de ce sunt confuși? Nu știu încotro merg, că sunt în întuneric. Pentru că întunericul le-a orbit ochii. Îmi place ce spune 1 Ioan 3, de la 14 la 16, ultimul verset. Noi știm că am trecut din moarte la viață, pentru că iubim pe frați. Asta e dovada că tu ai trecut din moarte la viață. Când începi să iubești, da, dragul meu, când se naște un copil într-o familie, se simte, corect? Așa e și când se naște dragostea lui Dumnezeu în tine prin cuvântul adevărului. Încep să iubești, încep să-ți fie ușor să iubești, să ierți. Bă, dar nu știu ce e cu mine, că în ultima vreme sunt tot mai darnic. S-a întâmplat ceva, știi ce s-a întâmplat? Ai primit cuvântul, ți-ai făcut upgrade, crezi în Hristosul biblic, ai început să fii călăuzit de Duhul, da acolo, da acolo, și ai început să iubești din ce în ce mai mult pe cei de lângă tine. Și asta e cea mai mare dovadă. După aceasta vă vor cunoaște lumea că sunteți ucenicii. Dacă vă iubiți unii pe alții. Ultimul verset și după aia trecem la fapt. 1 Ioan 18:19. Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba. Acum vreau să vă întreb sincer. E ușor să iubim cu vorba și cu limba? Foarte ușor. Mi-e foame. Domnul să te binecuvânteze, să-ți poarte de grijă. Știi ce ai făcut atunci, da? Da, dar nu merită. Dumnezeu nu te-a întrebat dacă merită. Tu ai meritat? Da, da, e mai prost îmbrăcat. Dumnezeu nu te-a întrebat nici aia. Tu ai fost bine îmbrăcat. Da, da, are altă culoare a pielii. Dumnezeu nu te-a întrebat aia când te-a mântuit. Da, da, vine din altă zonă geografică și e un pic mai jos. Îmi spunea mie un băiat de aici, din Ardeal, se întâmplă că chiar era din Oradea. Zice, băi, eu nu stau să învăț de la tine un moldovean. Noi suntem un pic mai sus ca voi. Nici o problemă. Eu spun ceva, știu să mă smeresc, pentru că știu de unde m-a scos Hristos. Dar vreau să nu iubesc cu vorba și cu limba, ci cu fapta și adevărul. Atenție, faptă în acord cu Scriptura. Eu trebuie să iubesc pe oameni în acord cu ce îmi spune Dumnezeu, nu cu ce mi se pare mie dragoste, standard de iubire, amin? De aceea, dragul meu, îți las trei provocări. Crede în Hristosul biblic. Păstrează mărturia Duhului, lasă-te călăuzit de El și iubește ca și Iisus. Cine crede că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Dumnezeu să ne ajute. Amin? Ne ridicăm în picioare. O să avem o rugăciune de cercetare. Și vreau să te întreb. Au fost momente când ai dăreat de la Sfânta Scriptură și ai început să crezi într-un alt Hristos, într-un Hristos răzbunător? Într-un Hristos fără milă, eu credeam într-un Dumnezeu fără milă, vă spun sincer, care la fiecare păcat care îl făceam era cu fulgerul după mine și te-am prins, Sani Trancă! Până mi-am făcut update la Hristosul Scriptur. Până mi-am înnoit mintea prin cuvântul lui Dumnezeu. Amin! Aleluia, iubesc cuvântul ăsta, mi-a dat o minte sănătoasă. Ai vindecarea, dragilor, în mintea noastră. Amin? Aici începe vindecarea. Fă-ți upgrade! Mintea mea trebuie să fie înnoită, pentru că o minte nenoită e o minte îndrăcită. Dar o minte înnoită prin cuvântul lui Dumnezeu e o minte care dă părul sfinte trupului nostru. Fă-ți upgrade! Și apoi ascultă de Duhul, că El locuiește în tine. Și Duhul nostru te călăuzească niciodată dincolo de aceste două șine ale cuvântului lui Dumnezeu, ca și trenul care merge pe acele două șine pe calea ferată. Duhul Sfânt nu vrea să deraieze, El te va ține aici, între cele două coperți. Aici este siguranță, amin? Și apoi asigură-te că peste tot, pe unde mergi, dai iubire și dai lumină. Și Dumnezeul păcii să vă sfințească pe deplin.
și trupul vostru, al nostru, și sufletul nostru și Duhul nostru să fie păstrate întregi și fără prihană până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Ești gata să crezi în Hristosul biblic? S-ar putea ca în seara asta unii din voi să ziceți, mă, mi-e puțin antipatic stanul ăsta, dar bă, cuvântul are dreptate. Am început să cred într-un Hristos religios, nu în Hristos al iubirii. Măi, adevărat, n-am ascultat în ultima vreme de îndemnurile Duhului. Stau părând acolo și Duhul îmi dă îndemn, du-te și salută. Și tu zici, nu? Nu? Ești din scaun, sanii trancă, ridică-te. Nu? Mi-e rușine. Nu mă mișc, nu. Doamne, te rog frumos, îl trimite pe altul. Nu, eu vreau ca tu să mergi. Nu, mă duc. Ce e aia? Răzvrătire. Ați făcut asta când v-a dat îndemn Duhul de aici, de pe scaune și ai zis, ai, lasă, că poate îl salută altul, nu mă duc eu. Sau poate ai zis, nu mă duc să-l îmbrățișez, că miroasă, îți promit că după fiecare predică eu put. Pentru că transpir oameni buni, sunt om, nu sunt fier. Și dacă veniți să mă luați în brațe, o să mă simțiți. Și dacă vă spun ceva, când mă luați în brațe, o să vă simt mai mult, să mă simțiți mai bine. Pentru că vă iubesc. Haideți să iubim cum a iubit Dumnezeu. E o lună în care trebuie să declanșăm iubirea aia Domnului sacrificială. Haideți să dăm, haideți să iubim, haideți să luminăm vecini, vie oameni, peste tot. Mi-am propus luna asta, pe care îl prind pe culoarul meu și mă întâlnesc cu el, trebuie să-i dau vestea cea bună că Iisus Hristos a venit, e un Dumnezeu bun, milos și iertător. Hai să ne cercetăm. Păzim noi cuvântul lui. Cine rămâne în mine și în cine rămân cuvintele mele, va aduce multă rodă. Ne cercetăm. Cercetează-mă, Doamne. Și vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. În această seară ne vom ruga și pentru cei bolnavi și vom face ungerea cu un de lemn sau pentru cei care au nevoie de liberare sufletească. Sau pur și simplu simți nevoia de o întărire. Sunt aici pastorii, slujitorii, diaconei, presbiterii, se vor ruga pentru dumneavoastră. Dar vreau să luăm această provocare și să mergem, să cumpărăm acel pix roșu sau careiocă roșie, să mergem săptămâna asta, luna asta și să-L descoperim pe Hristosul Bibliei. O să vedeți că o să fim mai bogați, mai liniștiți, o să auzim din ce în ce mai clar vocea Duhului și o să iubim mai mult pe frați. O să ne întrecem limitele. Am așa un cuvânt de la Domnul pentru cineva aici. Cineva conversează cu Dumnezeu în momentul ăsta și spune, dar Doamne, eu am iubit maximul meu, dă-mi voie să spun ce mi-a spus Duhul Sfânt să-ți spun. Maximul tău nu-i maximul lui. Și Domnul te va ajuta să-ți depășești limitele în iubire lumea asta. Cineva îi conversează cu Domnul aici în zona asta și spune, Doamne, dar eu am avut destulă răbdare cu el, dă-mi voie să spun ceva. Domnul te trece deja la îndelungă răbdare. Arată-i dragostea lui Dumnezeu în continuare persoanei respective. Și Domnul va lucra. Amin? Dar, Doamne, aud conversația cuiva prin Duhul lui Dumnezeu. Doamne, eu am iertat, am tot iertat, trebuie să ierte și el. Domnul Iisus îmi spune să-ți spun, acordă iertare, iartă cum te-a iertat Hristos pe tine. Dragul meu, fără inhibiții, fără, crede-mă, și eu am iertat oameni care mi-au greșit foarte, foarte, foarte mult. Încă sunt afectat la vârsta asta de daunele care mi le-au provocat, fizice și psihice. Dar știi ce? Iertarea e un dar care îl oferi, pentru că iertarea ți-a fost oferită. Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, propovăduit în Scripturi, astăzi facem update la mintea noastră și promitem că o să o adaptăm în fiecare zi prin citire și ascultarea Cuvântului. Pentru că vrem să rămână noi mărturia Duhului, vrem să rămână noi călăuzirea Duhului și am înțeles că treaba noastră este să iubim cum ne-a iubit Hristos.